Reluăm dialogul cu doamnele Crina Chilat, candidat din partea Coaliției pentru Maramureș pentru Consiliul Județean Maramureș, și cu doamna Mihaela Câmpan, candidat din partea aceleiași coaliții pentru Consiliul Local Baia Mare. Doamnele mele, spuneam că alcătuirea listelor am rămas la numărul de femei pe listele pentru consiliile județean și local, că a primat competența. Avem același număr de femei competente, dacă ar fi să le comparăm cu sexul tare? Sunteți dumneavoastră mâna forte în mănușa aceea de catifea? Se mai potrivește mănușa de catifea în condițiile în care ați intrat în arena politică? Vă bateți de la egal la egal cu bărbații și vreți să vă impuneți și profesional și din punct de vedere al inteligenței? Eu zic că nu dorim să ne batem, eu cel puțin. Batem în ghilimele. Am înțeles. Eu mi-aș dori să fim parteneri egali, de la egal la egal să discutăm. Și dacă, de exemplu, eu am mai fost ales local, am avut un mandat de ales local, perioada 2012-2016, și am mai, deci mai am experiență încă a unui mandat. Acum, colegii care au fost în următorul mandat, respectiv 2016-2020, se regăsesc într-adevăr și doamne pe locurile eligibile și se vor regăsi din nou în Consiliul Local. Sunt niște doamne foarte bine pregătite profesional, sunt mândră că voi face parte din acest Consiliu Local și eu sper că alături de domnul primar și ceilalți colegi consilieri și de la celelalte formațiuni politice vom trece toate proiectele bune pentru băimareni. Doamna Chilat, apropo de conglomeratul Coaliția pentru Maramureș și de problemele pe care le are Maramureșul, v-aș ruga să vă referiți la trei proiecte prioritare pentru Maramureș. Unul dintre cele mai importante proiecte care este în curs de derulare este partea de infrastructură. Știm foarte bine cum au arătat drumurile, șoselele județului Maramureș în ultimul mandat al domnului președinte Gabriel Zetea. Știm că s-au implementat foarte multe proiecte, atât pe fonduri naționale cât și fonduri europene, pentru a reabilita aceste drumuri. Parte dintre ele sunt finalizate, parte din ele sunt în curs de desfășurare la momentul acesta, plus vom încerca ca în mandatul care se deschide odată cu aceste alegeri să ducem la bun sfârșit aceste proiecte, încât județul Maramureș să beneficieze de o infrastructură la nivel european. Pentru că numai în acest fel, și eu o consider o condiție esențială pentru creșterea economică a județului. În momentul în care ai infrastructură, automat vorbim despre economie, firme care vin să-și deschidă filiale, sucursale din țară, pot fi și multinaționale, plus să sprijinim întreprinzătorii locali și o bună parte de care vor beneficia de această infrastructură va fi partea de turism, unde județul nostru beneficiază de o tradiție, de niște obiceiuri care sunt foarte de o natură extraordinară. Da, și o formă de relief și tot ce derivă din aceste lucruri, care este foarte căutată atât de turiștii din țară, cât și din turiștii din străinătate. Atâta vreme cât le-ai pus la dispoziție infrastructura, pot să se deplaseze atât în scopuri economice, cât și în scopuri turistice, pe toată raza județului Maramureș. Un alt proiect care trebuie derulat în continuare, a început foarte bine, este cel de sănătate. Vedem foarte bine investițiile care au fost făcute în cele două spitale,
ale județului Maramureș, care se află sub tutela Consiliului Județean. Vorbim aici de Spitalul Județean și Spitalul de Boli Infecțioase, aduse la standarde europene, dotate cu aparaturi de ultimă generație, precum și cadre medicale foarte bine pregătite, care pot să asigure servicii medicale la cel mai înalt nivel. Și din punct de vedere a spitalului, care ia cu suport COVID. Da, suport COVID, care se află sub tutela Consiliului Local Primăriei Baia Mare, care în această perioadă, care știm foarte bine cum s-a derulat, a fost adus la standarde încât să poată să primească bolnavii infectați cu COVID. Da, sunt multe. Doamna Câmpan, spuneați că aveți un mandat de consilier local. Cum s-a auzit vocea Mihaelei Câmpan în cadrul Consiliului Local Baia Mare și dacă aveți câteva inițiative care vă îndreptățesc să le spuneți alegătorilor, votați-mă și pentru mandatul următor, că sunt în stare să fac lucruri frumoase pentru Baia Mare și pentru locuitorii ei. Da, au fost câteva inițiative. Acum nu o să vă ascund faptul că de obicei primul mandat, indiferent că este de ales local sau parlamentar, primul an, al doilea an este așa de percepere, deci de învățare, ABC-ul administrației locale. După aceea au fost câteva proiecte inițiate, la început alături de câțiva colegi liberali, după aceea am depus și un proiect singură. Acum, ce m-a surprins pe mine foarte plăcut, după încheierea mandatului, la un an și ceva, am primit un SMS de la o doamnă care mă rugase foarte mult. Credeți-mă, simt că a fost cea mai mare împlinire a mea de ales local. O doamnă mi-a trimis un SMS. Doamnă, zice, vă mulțumesc pentru că mi s-a îndeplinit visul. Doamna stătea și cred că locuiește încă în continuare în zona Melodiei. Avea o fetiță la școala Vasile Alexandrii. Și acolo lipsea o trecere de pieton dinspre Melodiei înspre școală. Și îmi spunea, de fiecare dată stau cu sufletul la gură, chiar dacă merg cu fetița și vin, pentru că este trafic destul de intens, mai ales la orele de vârf, chiar când ieșeau copiii de la școală. Și sincer vă spun că mi-este frică atât pentru viața mea, cât și pentru a copilului meu. Și cum vă spuneam, am primit SMS-ul și vă mulțumesc, s-a făcut trecerea de pietoni. Nu vă spun că deci nu mi-a fost mărunt și, foarte și care trebuia să fie acolo. Da. Și m-am zbătut mult când eram în Consiliul Local și chiar mi-aduc aminte, a fost și cred că mai este încă în o comisie de circulație, așa, și am întâlnit așa opoziție din partea domnilor de la poliție, că zicea că nu s-ar regăsi acolo, deoarece la colțul străzii mai este o trecere de pieton, dar eu le-am explicat bine, este mijloc acum să mai meargă fetița până la colț și așa. Vă spun, am fost, deci chiar m-am bucurat enorm și credeți-mă, atunci când faci lucruri, chiar dacă uneori sunt mai mari sau alteori mai mărunte, ai o împlinire sufletească extraordinară. Dacă, uite, am vorbit despre un lucru mărunt și mi-a venit în minte o idee care ar trebui și care cu siguranță bănuiesc că se regăsește în programul coaliției, siguranța cetățeanului. Se simte cetățeanul în siguranță? Se întâmplă foarte multe lucruri. Se întâmplă violență în familie, violență la școală, violență pe stradă. Sunt multe infracțiuni, sunt multe hoții. Uite, auzeam astăzi cum s-au aruncat în aer bancomate de la bancă. Se mai simte cetățeanul în siguranță? Eu zic că la nivelul județului Maramureș, cetățeanul chiar poate să spună că se simte în siguranță. Bine că ca și peste tot și ca și peste multe altele, este loc și de mai bine. Dar în județul Maramureș, eu cred că organele abilitate pentru a menține ordinea publică și să aibă grijă de cetățean, chiar își fac datoria.
Sunt zone și în Baia Mare și în județ care sunt precare din punctul de vedere și al sărăciei și al civilizației și al educației. Aici sunt probleme, aici probabil că și în Baia Mare, dar și la nivel de județ este de lucrat. Din ce am citit din presa scrisă, pentru că nu am mai avut acces în Consiliul Local, nemai fiind ales local, eu mi-aduc aminte că este un program în derulare, sau cel puțin s-a depus un proiect pentru monitorizarea video a orașului. Acest lucru ar fi foarte benefic pentru toți cetățenii, pentru că i-ar mai tempera, ca să zic așa, pe cei mai teribiliști. Și aici mă refer și la siguranța în traficul rutier. Uite, eu am fost ieri, am lăsat mașina în parcare și când am ieșit din magazin am găsit mașina ștearsă pe 20 de centimetri, nici măcar un mesaj, v-am lovit mașina. Da. Din păcate, aceste lucruri se întâmplă și la noi în Baia Mare și în toată țara, chiar și în lume. Încă sper să nu ajungem să zicem, vai, bine că la noi nu e ca la american, cu acele atentate în instituții, gen școli și altele. Acum noi o să depunem toate eforturile și sigură că în cel mai scurt timp va fi montat și acel sistem de supraveghere. Am ajuns bine la violența în școli. Uite, va începe școala peste câteva zile. Ma nu despre violență, dar vorbim despre violența pandemiei care ne omoară pe toți. Cum vi se par că sunt pregătite școlile din Baia Mare și din Maramureș pentru începerea noului an școlar? Unii critică, alții laudă. Oricum este o perioadă care va fi foarte greu să poți să-i faci față din punct de vedere a copiilor, a adolescenților care încep școala, încep liceul, în alte centre și facultățile. Măsurile, din câte am înțeles eu, sunt implementate la nivel de comunități locale, Baia Mare, fiecare comunitate în parte, da? După numărul efectiv de elevi care frecventează școala, se vor lua măsurile de igienizare a spațiilor, la intrare să existe scannerul pentru temperatură, dezinfectantul pentru mâini, băncile să fie separate cu acele geamuri din plastic. Deci fiecare localitate are specificul ei din punct de vedere a unității școlare și a numărului de elevi, încât cred că administrația va lua cele mai bune măsuri ca să oprim, să stopăm valul de infectări cu acest virus. Depinde foarte mult de fiecare școală, depinde foarte mult de conducerea școlii, depinde foarte mult și de aici, părinți și de copii. Corect. Și aici conducerea școlară va trebui să aibă o permanentă conlucrare și să se sfătuiască cu ordonatorul de credite, care este cei din administrația localității respective, încât să asigure cele mai bune condiții pentru desfășurarea cursurilor școlare. Am văzut că și în Maramureș a cam crescut numărul de infectații pozitiv. Iarăși revenim și la cum ne protejăm fiecare dintre noi, cât de egoiști suntem, cât de responsabili suntem, că se întâmplă să spunem cel mai adesea, mie nu mi se poate întâmpla, dar poate că eu sunt mobilul care aduce necazul pentru ceilalți. Trebuie să fim conștient că oricăruia dintre noi se poate întâmpla. Dar aici intervine și responsabilitatea fiecăruia și aici părinții trebuie, dacă discutăm și despre școli, trebuie să discute cu copilul, să-i spună măsurile care trebuie să și le ia personal înainte de a fi înainte de a intra pe scările școlii. Să aibă grijă, spălatul pe mâini să fie obligatoriu, să știe că trebuie să-l facă din propria inițiativă, nu că îi spune doamna învățătoare sau doamna profesoară, dezinfectantul, lucruri care eu cred că
administrațiile locale le-au pus la dispoziție tuturor unităților de învățământ. Da, la Baia Mare cred că da, dar dumneavoastră veți fi în Consiliul Județean. Să știți că sunt și... școli care nu au apă potabilă, sunt școli care au toaleta în curte. Cum îi asigurăm copilului? Părerea mea, distinșii guvernanți puteau să fie puțin mai responsabili, puțin mai mult. Pentru că aici este vorba de viața copiilor noștri. Poate că era bine dacă începea școala de la 1 octombrie. Să nu uităm că după 27 septembrie toate școlile, toate clasele, totul trebuie igienizat. Nu știu, vă dați seama, se va pierde câteva zile până se va face așa cum prevăd normele europene, deci igienizarea nu și restul. Cred că nu în toate sălile de clasă mai sunt mult de organizate cabinele nu sunt de tabletele, deci nu s-au făcut licitațiile pentru achiziționarea tabletelor pentru copii, că era vorba că acum din 14 septembrie se va face școală online până la 1 octombrie. Încă nu se știe. Din ce am citit din presă, se pare că doar în 10. Dar să știți că nici în țările cele mai civilizate și acolo se tatonează. Și acolo. Deci nici acolo nu se știe. Se duce copilul o zi la școală, o săptămână face școală online. Părintele este responsabil pentru ce îi se întâmplă copilului, nu școala. Sunt liste întregi cu responsabilități pentru părinți și mai puține pentru școală. Acum, da, din acest punct de vedere, responsabilitatea părinților trebuie să existe din acest punct de vedere până copilul intră pe poarta școlii. De acolo, aceste responsabilități trebuie să le preia conducerea și unității de învățământ și implicita administrației locale care trebuie să gestioneze acest lucru. Să fie asigurat cât de cât apă pentru spălat pe mâini, apă pentru toaletă, dezinfectanți, unde va fi cazul, poate că și mănușile de unică folosință ar putea fi o soluție. Oricum dai cu mănușa și pe față, măcar pe mâini te poți spăla dacă mănușa îți speli mănușile, că oricum copiii, va fi foarte greu pentru copiii de vârste mici, da. Că liceenii, studenții acolo, mă rog, sunt mai conștienți, dar pe un copil din clasa pregătitoare, vorbeam cu cineva care zicea, no, copilul meu merge în clasa întâi, bun, dacă se optează pentru varianta online, cum va învăța copilul meu să scrie? Zice, probabil îmi voi lua un învățător, un meditator particular care să ia mânuța copilului, să-l învețe să facă literele. Este un impediment pentru cei care acum intră în clasa pregătitoare, clasa 0 și clasa 1, da. Va fi foarte greu să desfășoare cursurile în mediul online. Pentru că, exact cum spuneați, este nevoie de acel profesor, învățător, care să stea în spatele fiecăruia, să-ți poarte mânuța ca să înveți să scrie. Nevoie de un program riguros pe care să-l aibă copilul. Sunt părinți care nu pot să supravegheze copilul, că și părinții sunt la școală. Ce vor face copiii ai căror părinți lucrează? Cu cine vor sta acasă? La 6 ani, la 7 ani? Cu bunica, da. Cu bunicul, dacă au bunici? Din păcate, anul 2020 este un an atipic și se pare că nici 2021 nu este mai promițător. Și ce este mai grav din ce citim în media națională și internațională, pentru că multe știri naționale sunt preluate din presa internațională, vor apărea și mai mulți virus și probabil și mai periculos. Acum nu dorim să speriem populația și să creăm panici, dar, din păcate, trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău și totuși să ne păstrăm optimismul că până să la urmă... Să nu cădem în extrema că după aia ne îmbolnăvim de frică mai repede. Instaurarea fricii duce la depresie, exact, și la teama de a mai ieși pe stradă. Sunt oameni care se tem să mai iasă pe stradă, mai ales oamenii mai în vârstă. Cum vă descurcați cu deplasările, cu întâlnirile cu cetățenii? Și aici este o problemă. Da, și din acest punct de vedere, campania electorală este atipică față de ce știam noi,
candidații, ce știa cetățeanul. Se fac întâlnirile mai restrânse, cu un număr mai mic de participanți. Cu mască, fără mască? Cu mască în mod obligatoriu. Da? Evităm a da mâna, lucru care întotdeauna în campaniile electorale cetățeanul se simțea foarte bine când candidatul mergea și dădea mâna și îl întreba ce face și avea o discuție minimă pe anumite teme. Dar încercăm această campanie să fie dusă în mediul online, televiziune, ziare, care unde să ajungă informația pe care vrem noi să o transmitem alegătorilor. De multe ori vedeți că și online-ul acesta este bun până la un punct, dar se vehiculează și aici foarte multe știri contradictorii, se manipulează mult, se transformă minciuna în adevăr și invers. E bun și online-ul dacă știi să selectezi și până unde să te duci cu informația, cu citirea, cu receptarea corectă a informației. Aici fiecare ar trebui să treacă prin filtrul gândirii lui și prin filtrul propriu informația pe care o aude sau o vede. Și să încerce să-și dea răspuns, este bună știrea sau este falsă. Ați avut întâlniri cu alegătorii în perioada asta? Da, am avut și o să avem în fiecare zi. Deci nu foarte multe, deci, dar vor fi. Vor ce fi întâlniri. Am fost foarte disciplinat, de aceea noi încă nu avem niciun infectat cu COVID. Deci în coaliția noastră, deși este mare, cuprinde mai multe partide, ONG-uri, asociații și încă deci nu au fost probleme la noi. Nici să nu fie, nu îi invidiem și nu îi criticăm pe cei nu care de dorit trebuie să fim responsabili. Pentru că nu știi de unde, exact, de unde vine. Exact, se poate întâmpla. Comunitatea este atât de diversă și așa încât poți să treci pe lângă cineva și să te trezești așa pozitiv. Este. Și într-adevăr, responsabilitatea și grija fiecăruia pentru propria persoană. Cum, ce așteptați de la 27 septembrie? Mai avem 2 minute de emisiune. Eu, în calitatea mea de ales local, aștept să ne continuăm proiectele bune pentru Băimăreni. Deci, domnul primar Cătălin Cherecheș are foarte multe proiecte. Sunt acum pe social, am înțeles, tot așa din presă am citit, este un proiect GAL pentru persoanele defavorizate și cei care sunt vulnerabili. Acest proiect va fi generat și dezvoltat în cartierul Vasile Alexandrii, zona Bulevardul Unirii, acolo, și va fi un proiect benefic pentru cei care sunt în situații vulnerabile. Și, bineînțeles, mai sunt multe proiecte, deci cu optimism înainte. Doamna Chilat? Eu aștept continuitate împreună cu fiecare cetățean al județului Maramureș și pentru fiecare cetățean al județului Maramureș. Sunteți optimistă de ce se va întâmpla în 27? De felul meu sunt o persoană optimistă. Altfel nu intrați în politică. Corect. Da. Dar ca vreți să vă profesionalizați în politică? Ați spus că nu sunteți, nu agreați ideea profesionalizării, ci vreți să fie profesie și politică. Politică, da. Deci voi merge pe același principiu în continuare. Înainte de toate trebuie să fii un profesionist. Ca din experiența care ai acumulat-o prin practicarea meseriei, a profesiei, să poți să aduci și în politică aceleași principii, aceleași reguli. Așa este, subscriu și eu ceea ce idei colegii mele. În primul rând trebuie să avem o profesie. Deci nu să intri în politică, să-ți faci o profesie din asta, după aia să faci facultate, după aia să faci liceu și așa mai departe. Cam așa se întâmplă. Deci dacă avem în spate o profesie, fiecare pe domeniul lui de activitate, că ești inginer, doctor, profesor sau manager, trebuie să avem roade și
Și rezultate. Rezultate. Doamna exact. Mihaela Câmpan, candidat pentru Consiliul Local Baia Mare din partea Coaliției pentru Maramureș. Doamna Crina Achilat, candidat pentru Consiliul Județean, tot din partea Coaliției pentru Maramureș. Să aveți succes. Sper că ați dat răspunsuri care să convingă oamenii că în 27 septembrie merită coaliția să fie votată, că altfel rămâne o idee generoasă, frumoasă și doar atât. Să aveți o seară bună și dumneavoastră, stimați telespectatori, citiți, ascultați cu atenție ce vă vorbesc, ce vă spun, ce vă promit candidații, pentru că în 27 septembrie să puteți să votați în cunoștință de cauză, să votați cu mintea, dacă se poate și cu sufletul. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară bună în continuare. La revedere! La revedere! La revedere!